Și tot guvernul anunță că va aloca suplimentar 350 de milioane de lei pentru susținerea agricultorilor care au avut de suferit în urma secetei hidrologice și a ploilor cu grindină din acest an. Ajutorul va constitui peste 1000 de lei la hectar. În acest context, premierul Ion Chicu le-a cerut fermierilor să nu se lase manipulați de forțele politice în scopuri electorale, dar să aștepte ajutorul din partea statului. Potrivit șefului Cabinetului de Ministri, la prima etapă executivul a alocat 100 de milioane de lei prin fondul de subvenționare pentru a acoperi parțial pierderile agricultorilor. Compensația parțială a pierderilor va fi oferită pentru acele circa 180.000 de hectare semenate cu cereale de primă grupă, afectate în proporție mai mult de 60%, dar și cele 19.000 reînsămânțate. De asemenea, din aceste 100 de milioane de lei vom acoperi parțial și prejudiciile pentru agricultorii care au suferit în urma ploilor cu grindină. Premierul Ion Chicu a spus că suplimentar din fondul de intervenție al guvernului vor fi alocate alte 100 de milioane de lei pentru a dubla sumele oferite fermierilor în calitate de suport financiar. Guvernul urmează să aprobe miercuri regulamentul de repartizare a banilor. Pentru un hectar resămânțat, în final vom avea 1.080 de lei, pentru un hectar grâu de toamnă 1.000 de lei, pentru un hectar orz de toamnă 1.020 de lei, pentru rapiță de toamnă 1.400 de lei. Totodată, Ion Chicu a tras atenția că lipsa de precipitații din lunile mai-iunie 2020 a compromis și cerealele de grupa a doua. După evaluarea pierderilor, guvernul urmează să mai aloce 100 de milioane de lei pentru compensarea lor. Pentru compensarea parțială a pierderilor suferite de agricultori în urma secetei și grindinii, guvernul alocă la această etapă 300 de milioane de lei. Iar împreună cu creșterea de 50 de milioane de lei din ianuarie 2020, suma constituie 350 de milioane de lei, efort financiar al societății, al guvernului pentru a acorda ajutor agriculturii. Și aceasta în condițiile unei crize pandemice și economice semnificative, când deficitul bugetului public național depășește 17 miliarde de lei. Șeful Cabinetului de Ministri a amintit că executivul a venit și cu alte măsuri menite să ajute agricultorii. Este vorba despre eliminarea impedimentelor din irigare agricolă, accesul fermierilor la sursele subterane de apă, subvenționarea 100% din dobânda la credite, aplicarea programului de rambursare a TVA estimativ, în rezultatul căruia 200 de milioane de lei vor reveni în ramura agricolă. Am majorat compensația sau subvenția din partea statului a primii de asigurare de la 50% la 70%. Și în acest context vreau să mă adresez agricultorilor să facă uz de acest instrument de asigurare, pentru că aceasta este cea mai potrivită cale de a-ți repara prejudiciile în cazuri de risc, în cazuri de cataclisme naturale. Potrivit lui Ion Chicu, suportul total al statului pentru domeniul agricol se ridică în acest an la peste 1,6 miliarde de lei. Vorbim de un suport suplimentar față de anul trecut de circa 650 de milioane de lei. Împreună cu acel miliard care constituie fondul de subvenționare în agricultură în acest an, putem vorbi că în sectorul agricol în acest an vor fi alocate în jur de 1,65 miliarde lei. Astfel, șeful executivului a accentuat că autoritățile fac tot posibilul pentru a-i susține pe producători și le-a cerut acestora să nu se lase manipulați de unele forțe politice. Stimați reprezentanți acestui sector, nu permiteți lăcustei politice să intre în sectorul dumneavoastră. Aveți o experiență foarte mare în interacțiunea cu diferite guverne și autoritățile statului. Dacă o să se bage politicani în acest sector, nu are cum ramura să înflorească. Guvernul vine cu măsuri suficiente la această etapă pentru a acorda suport. Atunci când vom avea rezultatele evaluării pierderilor pentru grupa a doua, și atunci vom veni cu suport suplimentar. Ion Chicu s-a referit la un protest al fermierilor din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, la care au fost observați mai mulți deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate. Protestatarii au blocat traseul Chișinău-Ștefan Vodă. Blocarea traseilor este acțiune ilegală. Nu vă lăsați ademeniți și instigați de politicieni irresponsabili care au unicul scop să acceadă la putere, nu să vă ajute dumneavoastră. Și probabil veți fi de acord cu mine că atunci când blocați traseele, afectați alți agenți economici din alte sectoare,
iar prin aceasta și posibilitatea Guvernului de a vă ajuta dumneavoastră. Atenționez că asemenea manifestări a opiniei dumneavoastră vă prejudicează în primul rând pe dumneavoastră. Vă chem la înțelegere și la dialog. În acest an, culturile de toamnă au fost semănate pe 415.000 de hectare, din care 215 au fost compromise, în proporție de la 25% la 100%. Producția globală de grâu este de 600-650.000 de tone, consumul intern fiind de 350.000 de tone pe an.